Mulțumesc că ne urmăriți. Ziua cu 500 de decese, 508 decese și aproape 15.000 de noi cazuri de infectări. Ziua în care România nu are guvern, în care au continuat negocierile politice. Informații de ultimă oră arată că cei de la PSD cer 8 ministere pentru a vota guvernul PNL-UDMR și cei de la PSD doresc, evident, să intre în guvern cu ministere, cu poziții în agenții de guvernamentale sau la nivelul structurii de conducere al statului, companii, agenții și ministere. Se discută pe surse că cei de la PSD ar dori în primul rând Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Dezvoltării al Transporturilor, dar și cel al Sănătății. Sunt așadar discuții și negocieri în desfășurare. Sâmbătă, premierul desemnat Nicolae Ciucă trebuie să vină în Parlament cu formula guvernamentală și cu programul de guvernare. Este ultima zi când premierul desemnat poate veni cu lista de miniștri. Dacă nu vine în cele 10 zile stipulate de Constituție, atunci trebuie să depună mandatul și reluăm nebunia politică încă 10 zile cu un alt premier desemnat. Vedem declarațiile zilei, discutăm și despre ce s-a întâmplat în Parlament astăzi. O discuție extrem de ipocrită, deși parlamentarii și politicienii văd ce se întâmplă în zona a sănătății publice, continuă să se joace cu alba neagră cu acest certificat verde. În toate țările civilizate, acest certificat a fost introdus încă din luna iunie. În Senat, astăzi, proiectul de lege privind introducerea certificatului verde pentru a avea acces la locul de muncă a căzut. Camera decizională este însă Camera Deputaților. Vedem ce se va întâmpla. Foarte multă ipocrizie. Politicienii vor și voturi de la cei care nu s-au vaccinat, dar vor și să se arate responsabili. Astăzi au ajuns la un compromis privind plafonarea prețurilor la energie și la gaze, însă tema principală este această negociere teribilă, politică, pe ministere. Dacă săptămâna trecută cei de la PSD spuneau pe toate vocile că nu vor să intre la guvernare, că ar vota cel mult în Parlament un guvern minoritar, acum bătălia este pe poziții și pe Ciolan. De ce s-a schimbat PSD? De ce forțează sau ce mișcări de trupe, mișcări, ce tabere s-au mișcat în PSD în ultimele 3 zile de s-a ajuns în faza în care cei de la PSD să negocieze minister cu minister? O să dezbatem în această seară în studio. Domnul Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, bună seara, bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Mihai Belu, bună seara, lumea bună politică. Seara. Bună seara, bine Mihai. Mulțumesc pentru prezență. Domnul Daniel Zamfir, senator PSD, bună seara. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnule Zamfir. Bună seara, am auzit. Viitor posibil ministru al energiei sau al economiei. Depinde cum negociați zilele acestea. Domnul Andi Lăzescu, analist politic, jurnalist. Bună seara, domnule Lăzescu, mulțumesc pentru prezență. Bună Ion seara. Meioniță, redactor șef Istoria. Bună seara, Ion, mulțumesc bună de asemenea. Seara. Și Emanuel Ungureanu, parlamentar USR. Bună seara, domnule Ungureanu. Bună seara. Bună seara, Marius Pieleanu, de bună asemenea. Seara. Bună seara tuturor! Ne-ai promis aseară că o să vedem datele sondajului. Cu el o să începem, o să prezentăm un slide al sondajului vostru cu intenția de vot, așa cum arată radiografia zilei pe intenția de vot. Date extrem de importante. Haideți să le vedem prima dată și după aceea să le comentăm. Președintele PSD, prima dată declarații și apoi să vedem cum arată sondajul lui Marius Pieleanu. Nu am, în schimb, negocieri cu Partidul Național Liberal. În interiorul partidului există o opțiune clară de a nu susține un guvern minoritar. Dumneavoastră credeți că domnul Florin Câțu este decizional în ceea ce se întâmplă în acest moment în România? Eu am altă părere.
Da. Deci domnul Ciolacu spune în continuare că nu există o opțiune clară pentru guvern minoritar. Deci, pe la contrariu, PSD dorește la guvernare. Sondajul arată așa. PSD 40%, Partidul Național Liberal 17%, AUR, da, surpriza ultimilor două luni, 14%, USR 13%, UDMR 5%, PMP 4%, PPUSL. Există partidul ăsta, Marius Pireanu? Este, este. Da? Unde este? Sigur, eu întotdeauna sunt asociat negativ cu televiziunea Antena 3 și nimeni nu mă crede, dar ce să vă, eu estimez niște lucruri prin firma pe care o conduc, nu numărăm voturi. La fel cum nu am numărat voturi, dacă tot mi-ai spus întrebarea asta și profit de ocazie că e Cristian Diaconescu în platou și îl salut cu ocazia asta. Bună seara. Cum spuneam, nu am numărat voturi nici la ultimele alegeri parlamentare, când continui să cred, am convingerea că nu am greșit și PMP-ul făcea 5%. Dar sigur, noi facem estimări, nu numărăm voturi. Bun. Care este surpriza? Dacă îmi dai voie, că nu vreau să stau prea mult, ai invitat Valoros și în sală, în platou și prin Skype. Pe scurt, sigur că PSD-ul e pe trendul său firesc, ascendent, acumulează un punct la două luni, cam așa e media. Luna trecută avea 38, dacă nu mă înșel. Probabil că luna asta a fost cu 2% mai mult, fiindcă, evident, nemulțumirea atât de mare publică față de partidele care conduc România, încât undeva trebuie să se vadă, să se descarce. M-am bucurat. Nu am voie să mă bucur că acum prezint sondajul. Mi s-a confirmat, de fapt, o asumție a mea că AUR, partidul acesta AUR, și-a atins vârful de creștere și nu mai poate urca mai mult decât 14%. Acolo stă de ceva luni de zile, de vreo 6 luni de zile stă în 14%. Din motive asupra cărora probabil că merită să avem o discuție la un moment dat. Uniunea Salvați România își păstrează propriul bazin electoral, au undeva în jur de 1 milion de români care îi votează, indiferent de ce ar face. Un public captiv, dacă vreți, deși nu în sensul cel mai politologic e folosit cuvântul, ci mai degrabă legat de anumit tip de valori ale generației lor. Păi, deci o secundă, Marius, acum un an și jumătate USR făcea aproape 20% la europarlamentare. De ce au scăzut erau vreo 9%? Acolo era un alt tip de... Era mai degrabă o participare afectivă decât una bazată pe credință în acest partid. La ultimele alegeri parlamentare au fost relevante. Au venit oameni care au votat valorile USR-ului și nu atmosfera creată în jurul USR-ului. Știți foarte bine. Să intrăm în actualitatea zilei. Îți propun o scurtă întrebare și pentru invitații pe misiunii mele din această seară. Crezi că acesta este motivul pentru care PSD cere portofolii ministeriale extrem de importante în negocierile politice pe care le poartă cu generalul Ciucă? Adică astăzi cam toate sursele de presă indică că cei de la PSD au ridicat ștacheta negocierilor. Vreau cei de la PSD Ministerul de Interne pentru Gabriela Firea, da, nominalizată astăzi pe surse, vor transporturi, vor dezvoltare, vor finanțele, da? Mai au puțin și cer probabil și funcția de prim-ministru, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării și preiau incorpore guvernarea României cei de la PSD. Eu aș fi destul de rezervat în a crede tot ceea ce a apărut pe surse. De exemplu, știu cu siguranță că o potențială nominalizare pentru poziția de ministru al finanțelor nu va fi niciodată în actuala conjunctură Eugen Teodorovici. Dar o monedă de schimb poate să fie. O monedă de schimb, da, pentru ce? Domnul ăsta Teodorovici mai este membru PSD sau el ce face? Că am înțeles că este la o firmă Bună de porci. Bună întrebare, chiar nu știu. Chiar am înțeles că este la o firmă de porci, Teodorovici. Vinde ceva porci undeva. Chiar nu știu ce face Eugen acum, dar nu cred că a ieșit din partid. Nu, n-am. Aș fi aflat. Bun, deci asta e întrebarea. Crezi că cei de la PSD apasă pe pedala negocierilor pentru că au aflat și văd că stau bine în sondaje? Nu, sondajele sunt doar un instrument prin care își măsoară potențialul electoral între alegeri, nu despre asta, singurul de altfel, cât de cât legitim.
Partidul Social Democrat e cel mai mare partid pe care îl are România asta și nu vreau să fac laudați. O știți foarte bine, sunt lucruri comune asta. În mod evident, el nu poate fi a doua roată la căruță. El trebuie să fie și conducătorul și calul în răvaș. Nu poți. Mai ales în condițiile în care ai un lider al Partidului Național, totuși președintele PNL-ului are 7%. E chiar adevărat, credeți-mă. Adică este incredibil de adevărat. 7% se bucură acest om de încredere publică. Da? Deci nu poți să negociezi. Deci, eu aflu și știu din negocierile bilaterale, ca să zic, ale grupurilor, da? Păi ăștia de la PSD râd să se prăpădească cum negociază Câțu. Omul nu are niciun fel de calitate în a negocia. Adică eu am stat, am participat, fără să vreau, mai mic fiind, la negocieri între Vasile Blaga și Viorel Hrebenciuc, Silviu Dragă. Despre ce vorbim noi aici? Adică cei de la PSD râd de ei, adică cum să spun, sunt raționali, sunt acolo, e Mihai Tudose care știe, e Marcel Cioracu care știe, e Paul Stănescu, adică luptători, sau au cicatrici pe spate. De ultimele două zile. Toate aceste solicitări, și eu cred, cum spune domnul profesor Pieleanu, nu neapărat ce se vede public este expresia realității, dar practic, ceea ce ceri într-o astfel de negociere, trebuie să te întorci la partid. Ați menționat funcțiile, mă rog, susceptibile a fi ocupate de PSD într-o coaliție. Sunt exact funcțiile pe care mi-amintesc acum. Am participat la două negocieri pentru formarea coalițiilor în România de-a lungul timpului. Sunt exact funcțiile pe care se luptă pe masă. Nu pentru toate funcțiile se bat. Transporturi, da. Finanțe, Ministerul de Interne, Ministerul exact. Dezvoltării. Sunt exact funcțiile care au făcut obiectul negocierilor în coalițiile de-a lungul vremii, în toate. Poate adică apărea paradox. Și putere. Exact, poate apărea cătușe paradox. Cătușe la Ministerul de Interne, puțină pușcărie și organizarea legilor, și organizarea legilor la Ministerul de Interne, organizarea legilor. De exemplu, Ministerul Muncii, la negocierile la care eu am participat, nu-l vrea nimeni. Deși are cea mai mare resursă financiară. Eu înțelegeam că vrea doamna Gabriela Firea, domnule Zanfir. De ce ministere doriți până la urmă, domnule Zanfir? Am hotărât cu sursele că până acum doamna Gabriela Firea era la interne. Eu așa am auzit în prima interviu. Păi sursele da. Dumneavoastră din PSD au dat aceste informații către mass media. Că nu. Ai știți bine că nu sursele din PSD au dat informațiile astea. Nici nu s-a pus problema în acest moment al împărțirii ministerelor, da? Da, tot a spus așa... Păi dacă nu veți ministere, ce vreți, domnul Zanfir? Vreți să salvați România, pe supun? Nu, nu. Eu vreau să discut serios și nu în bășcălie această chestiune. Tocmai pentru că nu, dumneavoastră, nu odată ne-ați reproșat mie pentru faptul că mă invitați des la emisiune, dar în general reprezentanților PSD, faptul că sunt așa spectator la tot bâlciul ăsta pe care l-au creat cei de la USR și PNL și că am fi niște irresponsabili, că stăm pe margine și ne convine să-i vedem cum se ceartă ăștia și noi creștem în sondaje, ceea ce iată se și întâmplă. Domnul președinte Ciolacu v-a spus un singur lucru, că a negociat cu domnul Ciucă, nu cu PNL. V-a mai spus domnul Ciolacu că nu vom susține sub nicio formă un guvern minoritar. Guverne de dreapta au arătat ce pot, văzând și faptul că, culmea, acum spunea și domnul Diaconescu că a participat la negocieri în coaliții. Dom'le, dar când era un prim-ministru desemnat, acel prim-ministru ieșea la anumite intervale de timp, nu-i așa, și spunea ce s-a discutat sau care-i mersul negocierilor. Ia uitați că de data asta eu nu-l văd pe domnul Ciucă care iese. Este doar domnul Câțu. Domnul Câțu, care în marja de eroare, iese și discută domnia sa cam ce se întâmplă și cum trebuie să fie, să negocieze PNL. Da, domnul Zanfir, dacă domnul Ciucă nu ne spune ce se întâmplă, spuneți-ne dumneavoastră. Deci eu înțeleg așa, dacă domnul Ciolacu a spus că nu susține un guvern minoritar, domnul Zanfir, da? Un pic de atenție, haide să facem un dialog. Dacă nu susține PSD un guvern minoritar, asta înseamnă că PSD va susține un guvern din care face parte. Și eu vă întreb cât se poate declara și explicit. Mizez pe sinceritatea dumneavoastră. Ce vreți?
Ce vreți ca să votați guvernul ăsta din care veți face parte? Ce ministere? Ziceți ce vă asumați. Vă asumați sănătatea? Vă asumați munca? Vreți la bani, la transporturi? Vreți la dezvoltare? Vreți la muncă? Spuneți ce vreți. Pentru că oamenii știți ce vor în, aceste zile. Vor sinceritate, domnule Zamfir. E adevărat. Asumați-vă. Spuneți ce vreți. Dacă pe noi așa a priori ne bănuiți de nesinceritate, măcar pe domnul general Ciucă, prețuind și haina militară pe care domnia sa o îmbracă de o viață întreagă, îl credeți spunând că n-a discutat cu Partidul Social Democrat despre ministere. Poate îl credeți pe domnul Ciucă, dacă nu îl cred pe domnul Ciucă. Nici pe domnul Ciucă nu credeți. Nu-l cred. Ce să, eu ce da. Să... Haideți să-l vedem pe domnul Ciucă, da? Bun, ca să înțelegeți ce se întâmplă, telespectatorii mei îi suspectez de foarte multă inteligență, da? Da? Mai adaug și un pic de o acoladă, da? În momentul ăsta au făcut o înțelegere, după discuțiile de astăzi, să nu comunice public nimica pe ideea de a nu strica discuțiile. Dar discuțiile astea despre portofolii au avut loc. Dar s-au înțeles să nu facă declarații publice pentru a nu deranja anumite orgoli. Despre asta discutăm în această seară. Ei s-au întâlnit, au negociat Ministerele României, au negociat puterea și banii în această țară, dar au negociat de asemenea să nu vorbească public despre lucrul ăsta. Ori pentru mine ca jurnalist, pentru dumneavoastră, cei care urmăriți lucrul ăsta, este impardonabil lucrul ăsta. Pentru că genul ăsta de discuții, când se împart guverne, când se fac guverne, când se împart portofolii, lucrurile astea nu trebuie să se întâmple în spatele ușilor închise. Pentru că asta nu e democrație. Deci, ori e democrație, ori ne facem că e democrație. Dacă sunteți oameni politici asumați, spuneți ce vorbiți, cum vorbiți, când vorbiți. Pentru că ministerele astea nu sunt ale voastre. Pentru că guvernul ăsta nu este al vostru. Pentru că țara asta nu e a voastră. Țara e a noastră. Iar voi sunteți plătiți ca să administrați, ca să guvernați. Înțelegeți? Nu mergeți noastră cu ministerul la voi acasă. Nu e transporturile sau ministerul de interior al vostru. Este al țării. Voi sunteți plătiți să administrați. Și trebuie să dați socolteală pentru pozițiile pe care le negociați acum. Voi aveți sarcina să faceți să administrați, pentru că noi v-am delegat puterea să faceți lucrurile astea. Domnul Ciucă, declarați. Avem în continuare în analiză toate elementele de negociere, urmând ca să continuăm întreg acest proces de negociere. Tot timpul există șanse. În contextul în care acum o săptămână spuneam că nu vor la guvernare, că vor face opoziție, acum apar aceste idei. Mie mi se pare că nu vor de fapt să negocieze nimic și încearcă să forțeze nota cu astfel de soluții. Nu a fost niciodată această variantă, deci nu voi depune mandatul. Există o singură abordare și anume negocieri pentru susținerea și trecerea în Parlamentul României a guvernului minoritar PNL. UDMR. Îmi voi juca șansa până la capăt. PSD a spus, nici nu știu de câte ori au spus anul acesta că ei nu vor la guvernare. Deci eu nu știu de unde este. Dar dacă vor la guvernare, ați avut varianta aceasta? O refacere a USL nu se poate, în acest moment nu este un proiect în acest moment. După această discuție, putem să vedem în ce formă refacem coaliția. Dar e nevoie de această discuție față în față, bărbătește, curajos, onest, să ne spunem ce avem de spus și apoi să vedem cum putem să refacem coaliția. Sâmbătă seara expiră la ora 24 și până atunci vom avea programul de guvernare și lista cabinetului depuse la Parlament. Nu este închisă ușa către absolut nimeni. Continuăm să negociem, continuăm să discutăm și să avem o soluție finală. Ion, merg la tine. Ce se întâmplă de fapt în interiorul PNL? Că am văzut pe cei doi domni, Câțu și Ciucă. Ce se întâmplă? Da, încă o dată bună seara. Până la urmă îmi pare rău că nu este un membru PNL de față aici să ne mai spună câte ceva, pentru că de fapt în acest moment conducerea PNL ar trebui să-și dea demisia, cred eu, pentru că negociază cu PSD.
Ori ei au votat că nu vor negocia și este în actele, în documentele partidului acest lucru, că nu vor negocia cu PSD. Da, și ei se află în afara propriilor reglementări în acest moment. Așa că eu cred că ar trebui să-și dea demisia, mai ales că acolo sunt oameni care vorbeau de ciuma roșie, de faptul că nu se va întâmpla niciodată, că va guverna dreapta, că 4 ani de zile vor fi vor fi numai lucruri bune pe care coaliția de dreapta le va face. Și acum vedem că se întâlnesc în mod secret, ceea ce nu poate fi contrazis, pentru că au întâlniri de acest tip pe la diverse vile. Și asta este deranjant, Ion. Este deranjant că toată lumea știe că se întâlnesc prin capitala României, absolut, că discută și public spun că nu se întâlnesc. Și lucrul ăsta mă scoate din sărite, pentru că... Ca niște, da, nu știu, ca niște ce, okay, că nu vreau să spun... Opinia publică nu poate fi mințită chiar în halul ăsta, da? Totuși discutăm despre... Politicieni. Da? Adică... Dar încă un lucru aș vrea să spun aici, pentru PSD. Vedeți, dacă ar fi dacă cer 8 ministere, este totuși complet aiurea. De ce să ceară 8 ministere și să nu ceară guvernarea? Pentru că de ce ar intra PSD, ar accepta să intre la guvernare cu un premier liberal când ar trebui să ceară guvernarea? Pentru că sunt primul partid, adică partidul care s-a clasat pe locul al doilea, a guvernat legitim pentru că a avut o coaliție majoritară și PSD n-a avut această coaliție majoritară. Acum PNL nu mai are coaliția majoritară, a provocat această criză și vedeți că din sondajele de opinie oamenii spun că vinovați pentru criza politică sunt președintele Iohannis și PNL, iar cum spuneați mai devreme, președintele PNR are 7% și nu înțeleg ce mai caută în fruntea unui partid. Poate vrea să aducă și partidul de la cât are acum să-l aducă la 7%. Că asta înseamnă, dacă locomotiva partidului merge la 7%, sigur că va trage și partidul la 7%. Normal, bun, când te asociezi cu un asemenea personaj. O secundă. Dar încă o dată, pentru PSD nu cred că mai are vreun rost să se ascundă după degete, să meargă să spună, dom'le, noi guvernăm în România. Pentru că dacă cer 8 ministere și pot să le ceară, că sunt mai puternici ca PNL-ul într-o negociere, în această negociere PNL este junior, nu este cel care pune condiții, ci să duc în genunchi să accepte tot ceea ce PSD spune, pentru că nu vor să refacă coaliția de guvernare și atunci sunt la mâna PSD. Așa adică stau lucrurile. Dar nici nu există asumare, Ion, asta e discuția, da? Dacă negociezi, dacă discuți despre portofolii, asumă-ți lucrul ăsta. Vrem să luăm aia ABC, da? Oamenii vor transparență, da? Eu cred că cei care vor încerca sau încearcă în continuare în România să facă o politică a trocului în spatele ușilor închise, o politică a minciunii, a vânzării și a cumpărării, partidele acelea și politicienii aceia se vor arde foarte rău. Oamenii nu mai suportă genul ăsta de mizerie, da, făcută în spatele ușilor închise. Oamenii vor asumare și vor soluții pentru ce se întâmplă în țară. Cu negocierile cu PSD. Dar aș vrea să-l văd pe domnul Rareș Bogdan cum vine să ne spună că negocieze, cum negociază cu PSD. Mi-ar face plăcere. Domnule Lăzescu, vă rog, o secundă. Da, vreau. Eu aș vedea puțin altfel lucrurile. Mie nu mi se pare că PSD vrea cu adevărat la guvernare. Pentru că chiar nu are niciun interes. Cred că tipul de abordare pe care are PSD-ul acum încearcă într-un fel să împingă obligatoriu PNL-ul către refacerea coaliției. Pentru că asta ar conveni cel mai tare. Pentru că hai să privim lucrurile pragmatic. De ce ar accepta PNL o coaliție cu PSD în care practic să cedeze o bună parte din putere și n-ar merge până la urmă? Și dacă ați fost atent la o declarație a lui Florin Câțu de astăzi, care a început să readucă în discuție ideea unei colaborări cu USR-ul. Pentru că din punctul de vedere a PSD-ului, refacerea coaliției este minunată, pentru că s-ar eroda și PNL și USR
probabil sunt șanse bune să avem alegeri anticipate în primăvară. În același timp, PSD, care refuză sprijinul de guvern minoritar, vrea să arate că e responsabil, adică nu da, stă undeva... Ceea ce spuneți, dacă îmi permiteți să completez, să dau o informație, ceea ce spuneți este cât se poate de real și merge în logica celor de la PSD. PSD-iștii au cerut atât de mult, așteptând să fie refuzați. Pentru exact. Că atunci când cer transporturile, dezvoltarea, finanțele și Ministerul de Interne, practic vrei să iei tot guvernul. Simplu, nu, și atunci faci o negociere, da, punând niște condiții atât de groaznice, încât cei de la PNL nu pot accepta. Pentru că dacă PNL acceptă ministerele astea și le dă PSD-ului, pot să-și dea foc la partid, la sediu și să plece la Sofia, nu știu. Dar aici PNL-ul intră din nou în negociere cu o cerere de 3 ministere de la președintele Klaus Iohannis. La fel cum a fost atunci când foarte mulți îi reproșeau Ludovic Orban că de ce a pierdut ministere. Pentru că în negociere premierul desemnat se duce cu apărarea, cu externele și cu educația pe care trebuie să le ia. Și atunci, în momentul în care începe că negocierea asta e definitiv și în următorul fel, cum a fost atunci cu USR-ul. Dom'le, eu trag apărarea. Păi PSD-ul ce tragă? Trage dezvoltarea, unde e PNDL-ul, unde-s banii. Următorul pe care ministrul care alege PNL-ul e Ministerul Apărării. Clar PSD-ul trage Ministerul de Finanțe. Ei, PNL-ul merge așa negocierea. Nu, eu zic în merge așa povestea. Nu, zici în felul ăsta. Nu. Pe de altă ministerele parte. Alea trebuie trase deoparte, că sunt ministerul lui Iohannis. Ce rămâne se împarte, eu? Da? Domnul Ungureanu, dumneavoastră mai împărțiți ceva, mai negociați ceva, mergeți până la discuții sau v-ați consolat cu opoziția? Bună seara! Bună seara! Mă văd nevoit da. Să revin la discuțiile pe care le-am mai avut. Am sentimentul că ne învârtim în cerc, aceeași piesă de teatru, cu niște planuri de comunicare. Păi da, asta faceți dumneavoastră politicienii cu România, da, așa e. Da, nu știu dacă este... Nu sunteți politician, sunteți ONG-ist? Am sperat că intru pe o temă de sănătate, să repet același lucru, că nimeni nu vrea... USR și toate sunt fente de comunicare și PSD cu PNL sunt înțeleși de mai bine de o lună. Atunci vă întreb legat de certificatul verde. Trebuie introdus la locul de muncă, da sau nu, dacă doriți să discutăm despre sănătate? Ce poziție aveți? Categoric da. Ar fi trebuit introdus de foarte mult timp, așa cum se întâmplă în lumea civilizată. Ar fi trebuit însă să avem la dispoziția oamenilor și teste gratuite din belșug pentru cei care din diferite motive nu se pot și testele astea cine să le plătească? Firmele private sau cum să fie sistemul? Nu, statul român ar fi trebuit să cumpere. Care stat român, domnule Ungureanu, că ați avut Ministerul Sănătății? Ăsta pe care l-am plătit fiecare. Până cum să funcționeze mecanismul? Testele să le cumpere firmele și statul să le deconteze? Explicați în practic cum să se întâmple. Nu. Vă spun care e mecanismul. Așa care cum este? Am cumpărat 120 de milioane de vaccinuri, ar fi trebuit să cumpărăm 90 de milioane de vaccinuri și de restul să cumpărăm aceste teste pe care să le dăm în instituții publice, în farmacii, la firme. Pur și simplu statul român să asigure o cantitate suficientă de asemenea teste în așa fel încât să nu fie o discriminare. Deci, vaccinați și spun de ce să plătească pentru nevaccinați. Cei care nu vor să facă asta din vari motive. Și cei vaccinați care vin și spun de ce să plătească statul, adică implicit și ei, pentru cei care nu se vaccinează. Că aici e de fapt de asta am spus că alături de vaccinurile gratuite ar fi trebuit să avem și teste gratuite. Exact. Domnul Ungureanu, dumneavoastră înțelegeți la sume enorme de bani discutăm aici? Discutăm de zeci de milioane de teste gratuite pe lună? Dar de ce să decontez teste de 200 de euro per capita când vaccinul este sub 20 de euro? Pentru că așa îți este poporul. Așa îți este poporul? Ok. Îi dăm un certificat verde poporului. De ce nu? Așa cum a făcut Italia, Franța, toate țările civilizate din Europa introduce certificatul verde și noi suntem aia cu mor.
toți să facem decontare de sute de euro pe lună la teste? De acord cu asta, dacă din banii pe care îi plătim noi, care plătim taxe și impozite? Domnul Mănăstire, nu discutăm în iunie, este decembrie îndată. În iunie ați fi avut dreptate 100%, dar suntem aproape de decembrie. Și noi, care dacă ne vaccinăm astăzi, sunt sute de mii de români care se vaccinează astăzi și vor fi imunizați abia peste o lună și 10 zile. Domnul Mureanu, trebuie să luăm pauza comercială. Din punctul meu de vedere, toată dezbaterea asta este o mare tâmpenie, da? Deci toată Europa civilizată a introdus certificatul verde și noi cu 500 de morți pe zi încă mai facem dezbateri sterile dacă băgăm sau un certificatul? Adică ce trebuie să întâmple în țara asta? Să vină meteoritul peste spațiul Carpato, Danubiano, Pontic, să ne trezim în al 12-lea ceas? Sau ceasul 14? Mai trebuie să convingeți AUR și PSD. Pauză comercială și revenim despre certificatul verde. Da, proiectul de lege a căzut în Senat privind introducerea certificatului verde la locul de muncă. Vă spuneam că peste tot în Europa deja aceste discuții au fost depășite cu multe luni. Da, în Europa oamenii s-au vaccinat și certificatul verde este o normalitate. Însă în România reprezintă sursă de dezbatere. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în Senat. Proiectul a primit 67 de voturi pentru, 60 împotrivă și 2 abțineri. Pentru a fi aprobat erau necesare 69 de voturi pentru, fiind vorba despre o lege organică. PSD și AUR au votat împotrivă, în timp ce în favoarea proiectului au fost cei din fosta coaliție de guvernare. Au fost însă și aleși care au procedat altfel. Senatorii PNL George Scarlat și Alexandru Nazare s-au abținut, în timp ce 3 aleși USR au absentat. De la PSD, cel mai vehement împotriva certificatului a fost chiar medicul Adrian Străinu Cercel. Este greșit din punct de vedere conceptual, științific. Pentru că atât persoanele care sunt vaccinate, cât și persoanele care nu sunt vaccinate, se pot infecta la fel de ușor cu SARS-CoV-2. Acesta a vehiculat o cifră surprinzătoare. 60% dintre români au avut deja boala, dar au fost asimptomatici. Noi avem un procent de circa 60% din persoanele care s-au infectat cu SARS-CoV-2 au făcut o infecție asimptomatică, nu figurează nicăieri și nici nu au acces pe platformă să se poată înregistra prin determinarea anticorpilor din deget. Este un test foarte simplu, care se poate face la nivelul medicului de familie și medicul de familie ar fi putut să aibă posibilitatea să urce aceste persoane pe platformă pentru a beneficia și ei de un certificat verde. Noi suntem cei care generăm discriminare prin vaccinare. Și așa au fost o serie de antivacciniști care n-au făcut probleme. Acum mai aducem încă un element în plus. Este păcat că nu ne gândim întâi la oameni și ne gândim strict cum să rezolvăm foarte simplu o problemă. La rândul ei, Diana Șoșoacă a profitat de moment pentru a-și răspândi teoriile conspiraționiste și a lansat noi acuzații fără acoperire. O astfel de lege nu poate fi adoptată în Parlament, nici de guvern, nici de Parlament, de nimic. De câteva zile, într-adevăr, suntem asaltați de mii și zeci de mii de mesaje. Nu mai avem loc nici pe mail, nici pe telefoane. 3 telefoane am încărcate cu mesaje. Nu votați, vă implorăm! Ați întors România în epoca hitleristă! Numai evrei erau nevoiți să arate un act care intervenția. Să poată să ajungă la alimentare și la toate lucrurile normale. Proiectul prevedea ca certificatul COVID să fie cerut pentru angajații de la stat și privat. Raportorile de serviciu în baza cărora își desfășoară activitatea personalul din unitățile publice și private care nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale, pe o perioadă de 30 de zile, mai precizează proiectul. Știu foarte bine că a fost o discuție despre varianta care a plecat de la noi, nu includea angajații nicio companie. Era vorba despre vizitatorii sau cei care vin din afara companiei, din afara instituției publice sau a companiei, nu era vorba de angajați.
Nu cred că putem să vorbim despre angajați care să fie discriminați în acest moment. Camera Deputaților va fi forul decizional în acest caz. Domnule Diaconescu, la ce asistăm? E prostie? Deci, e populism? Ce e? La ce asistăm? În Parlament? Cred că sunt câteva elemente ceva mai periculoase, care nu neapărat țin numai de România, dar aflu, cu tot respectul, sigur, nu mă amestec într-o profesie atât de onorabilă, dar înțeleg că 60% au trecut prin boală asimptomatic. Deci ei n-au fost testați. Deci vă informez cu toată dragostea că în momentul ăsta cu vaccinația avem 90% aranjați. Deci noi suntem primii în Europa. Pe raționamentul acestor oameni. A domnului Cercel, adică. Exact. Dom'le, fabulos, nu se poate așa ceva. Dar de unde știe de ea 60%? De unde? Exact, dacă n-au fost testați. Și n-au fost testați. A spus că sunt asimptomatici. S-au declarat, domnule Diaconescu. Păi bun, și de unde știi? Nu știu, a citit el în stele, probabil într-un glob magic. Deci Stăinul Cercel spune așa, românii s-au infectat, nu s-au declarat la DSP, nu s-au declarat, nu s-au băgat în baza de date, s-au testat probabil acasă și au stat acasă. Și l-au anunțat pe el, foarte important. L-au anunțat, i-au dat SMS-ul și a spus. Deci bate joc, în al doilea rând. Aflăm. Pentru că, într-adevăr, certificatul verde este stabilit, consacrat, aplicat în state cu tradiție și de civilizație și de organizare. Toți ei au fost niște imbecili. Francezii, italienii, toți. E interesant. Iar noi aici suntem piata de rezistență a Europei. Exact. Aici începe Europa și în libertatea România. De la noi de aici. Exact. Și noi dăm ora exactă a libertății în dacă Europa, libertatea da? Lui X îmi îmbolnăvește copilul meu, rămân pe același raționament? Nu, și aici era și anomalia aia cu terasele, cu restaurantele, adică tu te duci cu certificat verde ca și client, dar angajatul de acolo nu poate fi obligat să fie vaccinat. Păi, domnule Ungureanu, ați votat alături de PNL. Împotriva certificatului au votat cei de la PSD și AUR. E o surpriză, oare? M-a auzit, domnule Ungureanu? Da, eu vă aud foarte bine. Deci, în chestiuni de sănătate, camera decizională este Camera Deputaților. Eu fac parte din Comisia de Sănătate și vă spun, dincolo de dezbatele care o să fie, că acest proiect o să treacă. Va trece cu voturile PNL, USR, UDMR. Cu siguranță la cameră cred eu că PSD-ul o să se abțină și AUR o să fie împotrivă. Ce mă deranjează pe mine în toată această poveste este faptul că acest certificat verde nu a fost introdus din luna iunie, iulie să spunem cel mai târziu și este văzut acum ca o... ca o formă de constrângere, de forțare, când de fapt este o măsură de prevenție. Sora mea este în Italia, acolo este totul verde, angajații firmei ei sunt toți vaccinați, spitalele sunt ok, viața este normală. Dacă v-ați uitat la meciul Barcelona cu Real, erau 100.000 de oameni în tribune, lumea merge pe stradă, normal, merge la muncă, deci viața este normală. Ori, așa cum spunea domnul Diaconescu, ne trezim noi să spunem că România este altfel, că Bulgaria este altfel. Aici, din păcate, este lipsa de responsabilitate și de hotărâre din partea domnului Câțu și a celor care au condus această poate, campanie. Domnule Răzescu, vă întreb, poate e o logică politică electorală aici? Se pregătesc cei de la PSD, de la AUR, de alegeri anticipate și se gândesc că o să ia niște voturi din zona antivacciniștilor? Sau care e miza până la urmă? De ce să nu votez un certificat verde? Bun, n-aș elimina o astfel de ipoteză. Pe de altă parte, sigur că situația, pentru ce am văzut? Am văzut zilele astea că ideea unei astfel de restricții, unei astfel de filtru a dus la o coadă întreagă, nu? La un influx masiv către centrele de vaccinare.
Pe de altă parte, iar trebuie să recunoaștem, ca să fim onești, că noi suntem o țară, probabil nu cu 30%, cred că între timp au mai crescut, în același timp noi ne tot raportăm la 19 milioane de oameni, dar în țară sunt probabil vreo 15 în momentul de față, că 4-5 milioane sunt în afară. Deci când ne uităm la cifre, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Sigur că e o dificultate atunci când ești într-o țară, să zicem, cu 40% vaccinați față de una care are 80%. Adică ai astfel de probleme pe care, într-un fel, trebuie gestionate. Adică cred că legea poate fi ajustată pentru că, uite, ce faci? Într-adevăr, ai, nu mai știu câte erau, 20-30% din personalul medical. Ce faci? Păi dacă intri cu legea asta, ce faci? Practic rămâi cu o zonă întreagă de personal medical. Adică trebuie să găsești o soluție, trebuie să spui cum faci. Nu poți să vii cu o lege și să nu gestionezi această criză. Adică dacă de mâine îți dispar 30% din personalul medical și ai presiune mare în spitale, și așa ai o problemă. Ce faci? Cum? Chestiunea asta trebuie și ea discutată. Adică recunosc că lucrurile sunt complicate, dar trebuie să le vedem în ansamblu. De aceea, de ce sunt complicate? Dar că și Dragnea, când a dat ordonanța aia, tot lăsa un timp până să așeze lucrurile. Adică se poate da aplicarea asta peste o lună, peste două, adică să aibă timp să vaccineze cine vrea să vaccineze, să aibă timp să imunizeze. Pe lucrul ăsta, bun, și povestea cu imunizatul, și aici eu aș fi foarte atent că vaccinul nu imunizează, într-adevăr te ajută. Te ajută, treci mult mai ușor prin boală. Imunizare înseamnă că ești imun, deci practic nu te atinge boală. Păi înțeleg că procentul totuși celor care fac, contactează virusul este mai mic. Despre ce vorbim? Ori avem date, ori nu mai vorbim despre ele. Nu știu, dar e poate un detaliu, dar am vrut doar să... Păi nu e un detaliu, e o chestie foarte importantă, pentru că pe detalii ăsta, dacă le vorbim așa, că știm noi că am auzit că totuși se ia virusul, lumea poate să înțeleagă că vaccinul e degeaba. Datele științifice arată alte lucruri. Nu, dacă chiar există lucrul ăsta. Asta da, nu... domnule Zamfir, de ce au votat, probabil că și dumneavoastră ați votat împotrivă în Senat, de ce ați votat evident împotrivă? Și am să și vă spun de ce, dar înainte de asta, cred că e incorrect să-l băgați pe domnul profesor Străinu Cercel în zona antivacciniștilor și a celor care ar face nu știu ce propagandă de genul ăsta. Cred că de la începutul pandemiei în țara asta, unul dintre personajele care au avut constant o poziție fermă și transparentă și fără niciun fel de ocolișuri așa vis-a-vis de această epidemie devenită ulterior pandemie, a fost profesorul Străinu Cercel. Da, da, eu cred că ar merita cu spiritul medicinal, da, mi-aduc aminte. Nu? Da, în fine, acum dumneavoastră, pricepându-vă la toate, vă cred că îl contrazice și îl ridiculiza și mă. Nu, eu am făcut trimitere la declarația domnului Străinu Cercel că nu e bun spiritul medicinal. Domnul Mănăstire, e în regulă. Eu cred cu tărie că domnul profesor Străinu Cercel știe ce vorbește în materie de pandemie. Acum, dacă așa ne pricepem la toate și indiferent și la politică și la epidemie, eu am rezolvat. Păi era o chestiune de logică, pentru că n-avea domn să știe nici chiar domn profesor Stăinu Cercel de faptul că 60% din oameni s-au îmbolnăvit acasă, n-au fost testați, n-au spus nimănui. Dacă îmi spuneți dumneavoastră de unde ar fi putut dânsul să știe chestia asta, eu atunci aș putea fi de acord. Deci, cum știți că există și acea care nu mai e deja, se ia în calcul faptul că la un testat sau în spatele unui caz mai sunt încă 10 și asta iar e pe studii. Poate îl întreabă domnul Mănăstire pe domnul Jurma, pe care îl invită foarte des în emisiune, și a să explice de ce acest mecanism. Eu ca nespecialist eu stau și ascult. Dacă domnul profesor a spus că 60% au trecut prin boală asimptomatici fiind, e limpede că e vorba de întreaga perioadă de 2 ani de zile, practic, de când se termină această pandemie. Sigur că cei care au fost asimptomatici acum un an jumate, doi, în mod categoric, nu vor mai avea acei anticorpi necesari. Dar asta spunea domn profesor, că merită verificat prin acest mecanism de testare a anticorpilor, pentru că acele persoane care au dezvoltat anticorpi, în mod sigur,
nu vor răspândi virusul așa cum îl răspândesc cei care n-au trecut în boală. Adică este un element de luat în seamă. Și vorbea aici domnul Lăzescu și sunt perfect de acord. V-a dat și argumentul pentru care PSD, argumentul principal, dincolo de elemente de neconstituționalitate clară, de discriminare, că până la urmă putem să facem ce vrem în țara asta, dar până într-o limită, dacă ținem la Constituție. Altfel putem să facem orice, dacă credem că nu mai vrem să ținem cod de Constituție. Dar se întâmplă ceva. Să știți că există spitale și a prezentat colegul meu Bodoc de la Oradea faptul că 40% din cadrele medicale din spitalul județean Oradea sunt nevaccinate. Dom'le, încă o dată, nu intrăm în discuții de ce n-au ajuns oamenii să vaccineze. Dar suntem în situația asta. Domnul Zanfir, haideți să intrăm în discuții. Dar de ce să nu intrăm în discuții? Dar de ce să nu intrăm în discuții? Haideți să intrăm în discuții. Asta e societate deschisă sau nu? Haideți să intrăm în discuții. De ce nu s-au vaccinat 40%? Dar domnul Bodoc mai are timp să mai numere nevaccinații din spitale? Ion Meoniță, ai cuvântul, să zic așa, mai avem câteva minute. Da. Păi este simplu de ce suntem în această situație, pentru că sunt lideri politici, lideri de opinie, care de când a început pandemia emit o felul de teorii aberante, au ocupat spațiu public și acum avem de-a face cu politicieni care sunt lași și incapabil să ia deciziile corecte pentru România. Pentru că, pe de o parte, nu și ei sunt antivacciniști, pe de altă parte, chiar dacă s-au vaccinat, nu vor să se expună și vor să câștige niște voturi foarte ieftine. E vorba de lașitate aici. Pentru că, spuneați, așa este țara. Da, domne, multe țări sunt așa, dar au avut parte de un leadership, de o elită politică care a scos acele țări din întuneric și le-a dus mai departe și le-a făcut civilizate. Mi-aduc aminte, apropo de cum e țara, dacă după 1848, apropo de pașoptiști, dacă elita aia care a făcut România mare și România modernă se lua după țara care umbla în șalvari și încă era cu caftan de la turcesc, România probabil că era în Asia Minor, în Asia Mică în continuare și era pașalâc al Imperiului Otoman sau al Turciei acum. Pauză comercială. Văd că niște infractori, niște jmecheri vând certificate COVID. Aoleo, vând certificate COVID ilegale pe internet. S-a dezvoltat o afacere întreagă de falsificare acestor certificate. Pauză și dezbatem pe subiectul ăsta.